salubă șacalilor, ce faceți? După cum bine știți, asta e clasica poveste de prank-uri și azi facem un prank. Am primit aici un mare pachet de la ăștia de la Sweets și vreau să fac un prank, bineînțeles, că am mai făcut de-astea, vă plac. Înainte să vedem ce e în pachet, hai să vă zic ce o să fac. L-am trimis repede pe Peach până la magazin ca eu să am timp să fac unboxing la chestia asta. Când o să se întoarcă? I-am zis de 10.000 de ori că mă enervează kendamele lui, că tot îmi cad pe birou, că le are așa alineate aici, adică unde filmez eu acum. Și am zis, bă, dacă mă mai enervez, ți-l arunc, că mor, deci mă enervează. Și am zis așa. Și acum, azi dimineața, i-am băgat asta în cap. Mi le-am aruncat intenționat și el crede că ieri chiar mi-au căzut, știi? Când vine în casă, îi zic că mi-au căzut chestiile astea și mă duc și le arunc în ghiena de gunoi. Deci nu în gunoi de la mine, în ghiena de gunoi. Hai să facem 10.000 de like-uri pentru Piciu și hai să dăm unboxing-ul. Wow, fii atent aici, ce am făcut? Timp ce fac eu unboxing la chestia asta, vi la arăt și vă acum deschid cutia. Vreau să, nu știu, să zic ceva de un concurs de la Swiss. Voi știți, eu vă las poza și link-ul. Eu nu știu ce trebuie să fac, pur și simplu e voi știți, cu concurs, cu kendame, cu nu știu, voi știți. Bun, am deschis pachetul, da, fii atent aici, ce se află în pachet? Deci, oh my god, opa, opa, oh, i-a dat și tricou, ești nebun la cap. Fii atent aici, stai că lasă aici repede. Și mai e un tricou, Ia uite-l, John. Pa, îți, nu, doream popa. Fii atent, mă, da două tricouri, nebun. Ok, uite-l, că câte să ai aici, băi, deci, stai, de că nu pot, deci sunt numai tatuaje de astea, de morților. Asta cine, Avram, Iancu, nu știu, e kendama, abar n-am. Bă, băiatule, câte să ai aici, deci e full, complet. Deci omul chiar mi-a zis că îmi dă o cutie de bomboane de asta să fac video. Chiar mi-a dat, ești nebun la cap. Deci am vorbit cu tipul care are suschendama și a zis, lasă ce vezi că îți dau o cutie de asta. Am crezut că glumește, știi că am mai glumit. Am vorbit și chiar mi-a dat, deci o să fac mare video. Și acum e ce vreți voi, fiți atenți aici cum vin hâți, da? Fii atent. Avem de asta, da? Avem de asta. Hai că nu mai am cum să le țin. Și avem și de asta așa de... Pac, ce-s astea, boșilor? Ce-s astea că eu habar n-am, sunt bune. Mamă, fii atent aici, stai așa. Opa. Ia, uite-te un pic la aia ce forță e, stai că mai. Uite-te la asta roșie cum e, fii atent, ia uite cum e, fii atent, aveți link în descriere, mulțumim kendama, fii atent aici, ia uite, e Brazilia de asta, da. Mama, asta e cu Tiger, cu de-astea, fii atent cum se vede. Acum repede punem prank cum funcțione, eu îi ascund repede altă cameră acolo, camera care filmam eu mai de mult, o ascund acolo, cu asta o iau cu mine, nu știu, vă cum fac, e nebunie, trebuie să mă grăbesc. Sorry, bro. Că ieși, vii aici, te pun în gunoi și apropii, știi? Aici a doua camera, m-a ascuns eu acolo, nu știu dacă se vede la când. M-a ascuns camera, pop, kendamene aici și când intră în casă, jbam, le arunc în aia și gata. Run. Deci nu mai pot, frate, cu kend... Bă, dar lasă-mă, bă, că m-a enervat kendamele tale din... Deci nu mai... Dar lasă-mă, frate, îmi pace. Bă, un vi... Lasă-mă... Bă, un video nu mi-a făcut, bă, deci fii atent, mi-au crezut odată, deci eu nu pot, opriți-vă! Hai bă, dar cum trece la pisilin? Te-ai speriat, Oleacă, nu? Da, mă, acum... Dar nu-ți dai seama de acum câți prank-uri, bă? Da, mi-am dat la început, nu știu cât am auzit și ieri, că erai nervos tare din cauza. Păi, bă, eu știu să fiu actor, ia uite ce e aici. Mamă, dar să vezi că am dat să ți-l întind, să fac nu știu cum. Da, tu tot să primezi chiar atunci când ți vreau aplicat în asta, că îl convingeam, zic, ești dragă că ți-l aruncă chiar de tot. Dar bă, dar tu ești terminat, bă, ce ai pățit? Thank you, Frank. Dar tu l-ai trimis la Lidl. Da, eu l-am trimis, du-te, trimite-l la Lidl, trimite-l undeva. Da, hai. Le-am în două, ia. Vai, uite ce faină. Bă, deci când am văzut câte stickeri au pus, două încolo, frate, uite-o la... Bă, nu mă pute ce faci, hai, bă, hai. De... Nu sunt YouTuber, las. Bă, dar nu contează, tu știi, eu nu știu ce-s cu astea. Patru, da. Și-s astea noi, mi-o zis. Hai, așa, dă-te acolo. Hai, așa, dă-te acolo, bă. Îi ceva? Uite, mai sticlă, da, și aici este mai mare. Ia-ți vede. A, două, marș. Am tremură mâinile, bă. Hai, bă, emotivule, ce ai pățit? Bă, dar uite câte sticlă, nu-i.
Hai că avem și o masă de stickeri. Hai România, trezește-te, fă unboxing la Kendama. Bă, dar e ciudat să vezi o masă plină cu Kendama, nu? Dar te-ai speriat aleacă, nu? Da, dar prima, dar nu știu dacă m-ai văzut pe geam, că prima dată am vrut să vin prin spate, nu? Bă, patru. Quadro stațiune, quadro Kendamone. Și mi-a dat și o cutie de Bean Basel de la, știi? Da. De bomboane nașpa, face mari. Am crezut că o zis la glumă, dar nu o glumi, chiar mi-a dat și de aia. Bă, dar ce, atinge-o, ideea, știu, cum se numește? Sticky, nu? Opa, Stichianu. Dar oh. Ții și că iarăși crea că ești nervos, că și acum că mi-ai spus Kendama că ai dar reață. Păi da, băi, dar asta e chestia, să iau și față de aici corupt. Asta e chestia, să-ți intri în rol. Eu ți-am implementat în cap că mă enervează Kendamele de câteva zile pentru că urma să-ți fac asta. Cum astea de Kendame? Și acum cum mai fac Kendamele când le văd pe fiecare? Poftim? Și eu cum o mai fac filmul dacă știu că am patru de astea? Nu era mai bine mai sus. Bă, asta roșii, bă, asta roșii, bă. Dă-l cu fiecare. Da, bă, sunt trag cu oameni. Mersi mult, bă. Aulea. Tricou celălalt îmi place mult tare. Dar vă zic că îmi dă și mie unul, cum ar veni. Mua, 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 mua. Toate astea. Prank. Look at this, mă. Uite ce e aici. Ia uite, e prank. Prank. Să mai știu care îmi lipeam. Trader, când aștept să stești, vine ceva bun, nu? Ia, opa. Azi, ce faci? Da, mi s-o spart. Mai de la emoții, mai lăs. Hai, zi pupa. Pofa, mersi mă, bă. Emotivul.